Entuziasmul, curajul și inițiativa l-au ajutat pe Sergiu Vite, un tânăr în vârstă de 28 de ani, să devină antreprenor, care în prezent deține o agenție imobiliară în orașul Nisporeni. Intervievat de reporterii Alba Sat, tânărul întreprinzător a vorbit despre succes în antreprenoriat, dar și despre riscurile și dezavantajele unei afaceri imobiliare. Cum a început afacerea pe care o dețineți la moment? Da, afacerea a început, să spunem așa, la cursurile organizate de ODIM și Consiliul Raional pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori și atunci a venit o idee, ca un exercițiu, să spunem, care vine cu idei diferite. Atunci am avut o așa o idee, am început a o dezvolta și instantaneu am decis ca să mergem mai departe pe această idee și pe această afacere. Sergiu Vite s-a angajat imediat după facultate la oficiul cadastral din oraș. După 3 ani de muncă a încercat și alte joburi, a lucrat în foarte multe proiecte, însă după tot acest timp a simțit că își poate depăși limitele. Prima mea activitate, așa să spunem, ca angajat, anterior, adică terminând o facultate în drept, a urmat angajarea la oficiul cadastral teritorial Nisporeni. Acolo am activat aproape 3 ani, deși eram colectiv extrem de plăcut și fanalist, serviciul la fel foarte, foarte bine și plăcut, dar ca personalitate nu suportam, adică regimul închis, adică fără depăsări, fără și orele stricte. Apoi am decis să mă orientez în domeniul agricol, ca afacere mai sigur în domeniul piscicol. Deși este acolo, să spunem, o afacere mai mare, necesită și investiții mai mari și merge mai cu etape mai line. Nu există afaceri fără viziune și ambiție, iar exemplul lui Sergiu Vite este relevant. Succesul în afaceri vine după multă, foarte multă muncă, este de părere tânărul antreprenor. În orașul Nisporeni este dificil de făcut afaceri? Să spunem, deși este un raion mic, orientativ, poate cu raioanele vecine, dar nu este dificil de făcut afaceri, deoarece sunt încă multe genuri sau multe nișe, cum se spune, de afaceri care încă nu sunt destul de bine cercetate și dezvoltate. Deși un număr de populație avem cam redus, ceea ce rezultă că este un minus pentru domeniul afacerii, deoarece nu sunt consumatori, dar ca teritoriu, ca oraș, ca raion în general, este un modalitate, o oportunitate bună de a dezvolta afacerea. Sergiu ne-a mărturisit de asemenea că este foarte mulțumit de sprijinul informațional și financiar de care a beneficiat în cadrul incubatorului de afaceri din Nisporeni. Cine vă susține în dezvoltarea afacerii? Dezvoltarea afacerii, desigur, susține familia, soția și părinții. La fel o susținere foarte mare din partea lor, deoarece este greu pentru un tânăr să înceapă o afacere, deoarece oricare afacere, cât de mică și de simplă, tot necesită careva investiții inițiale. Apoi deja urmează sprijinul din partea autorităților, au fost chiar cum am spus, cele cursuri care s-au organizat gratis de către ODIM, de către Consiliul Raional. În perspectivă, Sergiu intenționează să ofere și servicii de evaluare imobiliară. De asemenea, antreprenorul preconizează să angajeze și câteva persoane. Ce planuri de viitor aveți? Ca planuri de viitor aș vrea să dezvolt pentru a fi cât mai cunoscut însuși afacerea în domeniul imobiliar, în servicii cadastrale și, cum am spus, în servicii de evaluare imobiliară. Aș dori ca să fie cât mai cunoscută agenția și ca imobiliară, deoarece suntem noi, puțin ne cunosc, puțin se informează, să spunem, și încercăm prin diferite metode de a aduce la cunoștință cât ori mai multor locuitori al raionului, cel puțin despre domeniul afacerii noastre. Sunteți în căutare de angajați în acest moment? Da, în acest moment sunt în căutare de un angajat sau chiar doi ca ingineri cadastrali. Pe viitor, la fel, preconizez
a angaja un inginer evaluator imobiliar, deși pare destul de ușor a angaja și sunt mulți, să spunem, șomeri, este foarte dificil, adică de a găsi un inginer specialist în domeniu, la noi, cel puțin la noi în raion. În cadrul incubatorului de afaceri din Nisporeni, tânărul antreprenor a beneficiat de spațiu la un preț redus, de consultanță și instruire antreprenorială, precum și de alte avantaje. Nelui se ocupă la moment cu vânzarea și intermedierea bunurilor imobiliare, ceea ce se referă la case de locuit, apartamente, terenuri și alte bunuri imobile. De asemenea, recent această întreprindere și-a extins spectrul de servicii prestate. De acum recent, dumnealui poate să efectueze și măsuri cadastrale ale terenurilor și clădirilor. În ciuda unei piețe dificile și a provocărilor pe care le-a întâlnit, Sergiu este un exemplu demn de urmat pentru zeci de tineri plecați în străinătate. Și asta pentru că micile afaceri pot deveni un veritabil motor pentru creșterea economiei naționale.